de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața! Bună dimineața! Ne apropiem de finalul lunii iulie, anul 2020, anul Dăncilă. Cum vedeți, oameni buni, pe zi ce trece, tot mai multe vești rele. Tot mai multe vești rele și toate par să se învârtă în jurul acestei epidemii care accentuează niște lucruri rele. Nici nu mai știi cum să reacționezi. Ați văzut că avem noi măsuri de protecție, nici nu știu cum să le numesc, pe de o parte, pe de altă parte avem un val de contestatari cărora nu le este teamă de virus și zic, noi suntem tari și puternici. Apar mesaje contradictorii chiar în rândul epidemiologilor. Unii spun că lucrurile au luat o razna, alții, precum Molnar Gheze, spune că e totul normal și că va scădea numărul de persoanelor infectate. Nu știi cum să mai stai să judeci lucrurile, dar un lucru este cert. Virusul există, numărul de bolnavi a crescut, cel puțin în anumite zone ale țării a crescut exploziv și de aceea măsurile de protecție, măcar așa, pentru fiecare, sunt binevenite. Până la urmă, trăim într-o comunitate și în comunitatea respectivă ar trebui să ne respectăm unii pe ceilalți. Acestea fiind zise, să intrăm abrupt în emisiune. Invitatul de astăzi este primarul municipiului Piatra Neamț, domnul Dragoș Chitic. Bine ați venit la emisiune, domnule primar. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Domnule primar, avem 4 ani și o lună, nu? Sau 2, că acum depinde de când socotim. Dumneavoastră, dacă e să o luăm așa, sunteți în privința politicii administrative o persoană și norocoasă și care ați rezistat așa. Ați ajuns primar după niște alegeri în 2016, venind de pe funcția de primar cu viceprimar cu atribuții de primar, deci cu o perioadă, ca să spunem așa, de pregătire, voită sau mai mult nevoită, că așa s-a întâmplat la vremea respectivă. Acum s-a încheiat mandatul, sunteți încă primar, deci sunteți încă primar și veți mai fi cel puțin până la organizarea alegerilor locale. Vom vedea că, dacă se organizează sau nu pe 27. Deci, din acest punct de vedere, să spunem că sunteți un personaj norocos, ca să zic așa. În general, în viață am fost norocos. Da? Ei, haideți să încercăm acum la această emisiune, că mai a trecut mandatul, ca să spun așa. Da. Haideți să încercăm să facem un fel de analiză a ceea ce s-a întâmplat în acești 4 ani. Deci, dacă vă întreb, Dragoș Chitic, primar al municipiului Piatra Neamț, 4 ani primar, plus încă, cât a fost, un an jumate? Un an jumătate. Primar, aproape 6 ani aproape de conducere de vârf a primăriei. Care sunt, pentru dumneavoastră, momentele bune ale mandatului, la care vă puteți uita cu bucurie și după aceea vom vorbi și despre celelalte. Și pentru cei care ne asaltează cu mesaje, da, vom întreba și despre alegeri. Dar să discutăm prima dată cu acestea. Da, e clar că există un interes aici pentru a afla candidatul PNL. O să lămurim, imediat situația. În funcție de informațiile care sunt la momentul acesta. Eu aș spune că sunt trei elemente esențiale pe care eu pot să le scot în față astăzi în privința acestor aproape 6 ani de când mă aflu în poziția de primar, respectiv primar interimar, acea perioadă de un an și 7 luni. Este vorba despre deschiderea primăriei către cetățeni și transparența instituției și aici cred că este
incontestabil acest aspect prin faptul că astăzi cu primăria Piatra Neamț se poate comunica foarte ușor și practic orice cetățean poate avea acces facil la conducerea primăriei Piatra Neamț, la în zonele de unde poate obține o informație sau poate rezolva o problemă. Și aici trebuie să punctăm și faptul că s-a adăugat la formele clasice de comunicare și variantele online dezvoltate din ce în ce mai mult în ultimii ani. Un al doilea element pe care vreau să-l marchez este faptul că am reușit să stabilizez financiar primăria și mai mult decât atât, să achităm mai bine de jumătate din datoria pe care municipiul Piatra Neamț o avea la momentul decembrie 2014, atunci când eu am preluat acel mandat de primar interimar și când curgeau popririle pe conturi de la datorii neachitate, neeșalonate, nenegociate, nediscutate. Am și spus chiar săptămâna trecută faptul că la momentul decembrie 2014 datoriile municipiului Piatra Neamț erau 324 de milioane de lei, ceea ce la momentul respectiv însemna dublu... Vă rog să mai repetați o dată suma. 324 de milioane de lei. La momentul respectiv era dublu bugetului orașului, bugetului anual al orașului Piatra Neamț. Da, și al treilea aspect. Și astăzi, când vorbim, datoriile calculate la zi, la nivelul lunii iulie, după achitarea ratelor din luna iulie, sunt 152 de milioane de lei, adică mai puțin de jumătate decât erau atunci și totodată 75% din bugetul de astăzi al orașului Piatra Neamț. Un al treilea element pe care vreau să-l punctez este asigurarea unei perspective bune pentru viitorul orașului și o temelie solidă pentru dezvoltare prin atragere de fonduri europene. Vorbim la momentul la care ne aflăm despre 24 de contracte de finanțare semnate care însumează 51,7 milioane de euro și vor mai urma semnări de contracte și în perioada următoare. Domnul primar, ați amintit trei elemente. Deci, transparența, Și deschiderea pe primăriei. Doi, datoriile și trei, proiectele europene. Eu acum, dacă stau și opresc discuția aici și vă întreb, dacă nu exista transparență și deschidere, dacă exista o datorie foarte mare și a fost nevoie de proiecte europene multe acum și ele acum încep să culeagă roadele, înseamnă că a existat o perioadă în care nu a existat transparență, am avut datorii, s-au făcut datorii foarte mari și asta cu proiectele e discutabilă. Dar primele două, eu înțeleg din ce spuneți dumneavoastră că la un moment dat s-a produs o ruptură față de un trecut. Da. Trecutul respectiv, vrem, nu vrem, este istoria orașului și poate ar fi trebuit lucrurile astea explicate nu că am moștenit o datorie, ci datoria provine din aceste lucruri. Noi am mai scris, au mai scris și alți colegi din presă, dar populația ar trebui să înțeleagă de unde vin aceste lucruri. Și acea lipsă de transparență, pentru că era un mod de a conduce, și acele datorii care erau infernale și care, nu știu dacă, în momentul ăsta, trăgând linie, justifică cheltuirea banului public la vremea aceea. Da, ne ducem iar în zona de transparență și deschidere. I-am explicat de fiecare dată și datoria despre care vorbim provine din trei credite importante. Este vorba despre două credite la BCR, un credit mai mare și un credit mai mic, și despre acel credit pentru telegondolă
pe care l-a luat societatea Perla Invest, Consiliul Local Piatra Neamț a garantat creditul respectiv, Perla nu și-a achitat. Cu toate, era așa, parcă așa scria, cu toate... Da, e o formulare standard, da, din lege, da? Cu tot patrimoniul. Cu tot patrimoniul, da, ceva de genul acesta. Da. Și atunci banca s-a îndreptat împotriva garantului, care este municipiul Piatra Neamț și care astăzi achită și acel credit, înseamnă o eșalonare pe care i-am făcut-o la momentul respectiv, de 500.000 de lei pe lună. Acum, domnul primar, s-au luat două credite, știm. Creditul mic, hai, treacă, meargă, dar creditul mare, pentru ce s-a luat la vremea respectivă? Bun, eu zâmbesc pentru că mă întrebați acum despre ce s-a întâmplat în 2005-2007. De ce? Pentru că dumneavoastră, patru ani de zile, șase ani, patru ani, că ea, doi ani, au fost cum a fost. Ei, un buget, să spunem, de acolo ar fi. Deci, vă întreb de ce. Este extrem de important pentru oraș să știm că atunci când se ia un împrumut, trebuie să fim cu toții, cu ochii cât cepele, pe autoritatea publică. Pe ce cheltuie banii? Pe ce cheltuie banii? La vremea respectivă, ni s-au vândut niște proiecte megalomane, multe dintre ele, și banii s-au dus. Nu stau acum în emisiunea asta să vedem unde s-au dus banii. Că și asta este un subiect care ar trebui dezbătut. Dar haideți să vedem pe ce anume a fost proiectul de pe Cozla. Proiect care în bani a însemnat o sumă imensă la vremea respectivă. Așa parcă eu așa țin. Așa este, da. Am avut ce alte proiecte tot de genul acesta? A fost sistemul de termoficare. Sistemul de celebru sistem de termoficare care mai funcționează? Nu mai funcționează din 2012, dacă nu greșesc. Deci, oameni buni, atenție la ce fac administratorii orașului, și aici mă refer când vorbesc de administratorii orașului, nu la primar neapărat și viceprimar. Consiliul Local în întregul lui și după aceea primăria în calitate de executant. Deși în România știm cu toții că lucrurile de multe ori sunt invers. Da. Bun, ce vreau să înțelegem? Eu am venit aici nici să critic pe cineva. Dar nu, Doamne, ferește. Și eu n-am făcut un scenariu de emisiune. Trebuie să și precizăm faptul că acele credite au fost luate într-o perioadă în care eu nu eram la conducerea primăriei. E vorba de 2005-2007. Eu am ajuns în poziția de viceprimar după alegerile din iunie 2008. Dar nu asta este problema. Eu n-am venit să conduc primăria ca să mă plâng de ce este în urmă. Eu am venit să spun oamenilor o realitate și totodată să mă lupt să găsesc soluții să rezolvăm această problemă, la oamenii să știe în fiecare moment care este situația financiară a primăriei Piatra Neamț. Pentru că e posibil ca unii pietreni să fie avut așteptări mai mari pentru mandatul meu decât ceea ce s-a putut face. Dar atâta timp cât dai 3,2 milioane de lei, 32 de miliarde de lei vechi pe lună, în rate și dobânzi la bănci, imaginați-vă că este destul de greu să poți să faci lucruri spectaculoase în oraș din bugetul local. Ca o comparație, ce înseamnă acest 32 de miliarde, 3,2 milioane de lei pe lună, care se duc și astăzi la rate și dobânzi la cele trei credite, bugetul societății Publiserv, cea cu care întreținem străzile în oraș, este cam de 900 de mii, 1 milion de lei pe lună. Deci e vorba despre de trei ori bugetul lunar al societății Publiserv pentru întreținerea străzilor din oraș, care se duce pe plata creditelor și ratelor la bănci. Domnule primar, patru ani ați amintit trei lucruri la care vă uitați cu mare, cu, să spunem așa, fruntea sus. Printre aceste trei lucruri nu am discutat despre un subiect care trebuie discutat. Societățile primăriei. Da. Eu aș spune că în acești patru ani sunt elemente pozitive legate de societățile Consiliului Local. Practic, astăzi, toate societățile Consiliului Local, operațional, și aici mă refer la exercițiu financiar pe un an de zile, încheie pe profit. Un lucru care
Știți foarte bine că înainte nu se întâmpla, dimpotrivă, două dintre societăți au fost nevoite să ajungă în insolvență pentru a se putea redresa. Și vorbim despre societatea Urban și despre societatea Perl. Deci toate societățile Consiliului Local, astăzi, operațional, la nivelul unui an, deși pentru Perla poate părea chiar incredibil, sunt pe plus, termină cu profit. Societatea Urban, sunt 100% convins că va depăși cu bine procesul de insolvență și atunci, redresându-se, va putea să funcționeze în condiții corespunzătoare. Sunt șanse foarte mari și la societatea Perla, deși aproape nimeni nu-i mai dădea nicio șansă să se redreseze, dar sunt șanse foarte mari ca societatea Perla să se redreseze financiar și să încheie cu bine acest proces de insolvență. Va rămâne să vedem cum stingem problema care va apărea între primăria Piatra Neamț și societatea Perla, pentru că noi trebuie să ne îndreptăm împotriva societății pentru banii pe care... Cu o sumă interesantă. Adică bun, sunt soluții. Putem lua telegondola la primărie, alte bunuri. Sunt niște soluții, dar e prematur astăzi să discutăm despre acest aspect. Domnul primar, dacă ar fi acum să vă lansați un program, nu discutăm, să vă lansați un program electoral. În programul electoral ați mai susține ca, de exemplu, o societate precum Parkingul sau o societate precum Locativ Serv, da, să mai funcționeze ca societăți sau să funcționeze ca servicii ale primăriei? Și de ce vă spun asta? Pentru că percepția publică, eu nu vorbesc de cei în... Percepția publică este că aceste societăți, pe lângă faptul că prestează un serviciu oarecare, au în spate AGA, consilii de administrație plătite, plus niște funcționari, eu îi numesc funcționari, care de cele mai multe ori vin plasați acolo pe o anumită filieră. Deci ați mai merge cu așa ceva înainte sau nu? Nu aș avea un răspuns tranșant, dar aș... Făcând abstracție de contract. Făcând abstracție de contract, aș înclina să cred că varianta administrării directe de către primărie astăzi e o soluție mai bună și spun acest lucru din un trecut recent, atunci când Ștrandul a venit în administrarea primăriei Piatra Neamț și eu zic că lucrurile merg mult mai bine acolo. La fel și alte obiective, cum sunt stadionul sau sala polivalentă. Deci astăzi aș înclina să cred, deși e o decizie care la urmă nu aparține Consiliului Local, dar eu aș înclina să cred, să aleg de fapt această variantă de a administra direct aceste bunuri. Aici vorbesc de societățile mai mici, nu vorbesc de... Urban sau de... Urban și Public Serv prestează niște servicii publice pe care primăria nu le poate presta. Primăria nu are asfaltatori, nu are cositori de iarbă. Adică aici cred că aceste servicii trebuie externalizate, parte de întreținerea orașului. Dar administrarea unor bunuri publice, cred astăzi că primăria o poate face în condiții bune. Da, pentru că nu avem numai Public Serv care pe raza parkingul pe raza orașului încasează bani pentru parcări. Avem o societate care încasează bani pe parcările care sunt nu cele de proximitate, pe drumurile, da, sunt cele cu plata orară. Da. Deci sunt niște servicii de care beneficiază servicii, să le spunem, de care beneficiază populația, dar care ca percepție publică nu dau bine pentru administrație. Ne întoarcem la Public Serv. Public Serv prestează un serviciu care este vital pentru primărie. Dar Public Serv ca societate, ce perspective are din punctul de vedere al primarului, care de 6 ani gestionează activitatea asta? Pentru că dincolo de faptul că ei își fac treaba pe care o au de făcut și primesc comenzi la primărie, o societate de genul ăsta trebuie să fie și mai dotată din punctul meu de vedere. Da, cred, adică să poată răspunde rapid oricăror necesități și să poată intra și pe piață. Nu cu prețuri fixe.
cred că aici este și cheia rezolvării unei probleme sau a ajunge acolo unde ne dorim. Calitatea serviciilor realizate de public serv și chiar volumul lucrărilor să crească. Să știți că actuala conducere este o conducere poate printre cele mai bune din ultimii ani. Deci, obiectivul principal al actualei conduceri este ca societatea să funcționeze bine, să funcționeze cu un profit minim și să execute cât mai multe lucrări la o calitate cât mai bună pentru oraș. Problema cea mai mare a societății este astăzi tehnologizarea. Și aici e nevoie, și chiar am avut discuții inclusiv zilele acestea, pentru că sunt soluții inclusiv de finanțări avantajoase pentru a achiziționa utilaje. Eu spun că în trecut s-au făcut unele greșeli privind achizițiile care s-au făcut de utilaje. Cu acei bani se puteau lua mai multe utilaje, poate nu neapărat noi, pentru că sunt utilaje second, de foarte bună calitate, cum să zic, o diferență de la cer la pământ între unele utilaje care le au acum și utilajele second. Adică care mai bune decât au ce, ei, ce au ei. Mai bune decât tractoarele care le mai vedeți prin oraș, da? Și care probabil că în alte locuri nu mai există. Deci trebuie o tehnologizare făcută și atunci, având utilaje noi, putem crește și calitatea lucrărilor pe care ei le fac. De ce vă spun? Am impresia că, din punctul ăsta de vedere, la PubliServ, la Salubritas, nu vorbesc de urban, la urban este o altă problemă care ține vorba dumneavoastră de cosaș mai mult decât de servicii prestate, s-a pierdut un tempo cu privire la tehnologizare. Când îi vezi pe băieții aceia că mătură pe stradă și bate vântul, te gândești, păi, până la urmă unde e? Deci aici cred că orice candidat vine, ar trebui să se gândească foarte serios în legătură cu aceste servicii. Și variante multe nu sunt. Ori tehnologizezi ce ai, ori scoți pe piață serviciul. Păi vedeți că lucrurile sunt de fapt foarte simple dacă ești la curent cu realitățile orașului. Eu am văzut în spațiu public în ultima perioadă tot felul de candidați cu niște idei care te întrebi de unde le-o fi scos și pentru ce localitate o fi potrivite. Când de fapt lucrurile sunt foarte simple, dacă știi realitățile orașului, poți să vii cu un program care se adresează exact nevoilor pe care localitatea le are și atunci lucrurile funcționează bine. Să știți că la Salubritas, chiar și la PubliServ s-au mai făcut achiziții, la Salubritas chiar s-au făcut achiziții în privința unor utilaje pentru dezăpezire, utilaje multifuncționale care pot fi folosite atât în sezonul cald cât și în sezonul rece, dar într-adevăr în continuare mai e nevoie de tehnologie la toate societățile care prestează servicii pentru primăria Piatra Neamț. Și urbanul s-a mai tehnologizat în urma perioadă, evident în limita resurselor financiare pe care le au. Bun. Întrebări. Care este cea mai bună investiție pe care ați făcut-o pentru orașul Piatra Neamț, doamna Mihaela, un fan al emisiunii? Și de ce o considerați cea mai bună investiție? Cea mai bună investiție este asfaltarea străzilor care nu au avut niciodată asfalt. Știți foarte bine că la momentul preluării mandatului de primar am venit în fața pietrenilor cu cei peste 30 de kilometri de străzi din Piatra Neamț, care oamenii mergeau prin noroi, iar astăzi vorbim de aproximativ 7-8 km de străzi care au mai rămas de asfaltat și care pot fi rezolvate într-un an de zile dacă este buget suficient. Deci, care este cea mai mare nerealizare din punctul dumneavoastră de vedere în acești 4 ani? Da, nu știu dacă există o cea mai mare nerealizare, dar sunt unele lucruri pe care mi le-aș fi dorit și chiar le programasem pentru acest an, dar iată că pandemia a făcut să am acest curaj să renunț la niște lucruri pe care le anunțasem, cum ar fi o casă a căsătoriilor nouă,
și alte investiții mărunte. Nu știu dacă există o cea mai mare nerealizare, cum la fel pentru Piatra Neamț nu cred că există o cea mai mare problemă a acestui oraș. Adică putem alege orașe din România unde spunem, domnule, aici cea mai mare problemă e poluarea. Sau aici cea mai mare problemă, nu știu, e calitatea străzilor. La Piatra Neamț nu cred că există o problemă foarte mare sau foarte gravă. Sunt probleme la fel ca în majoritatea orașelor din țară. Eu zic că probleme sunt la nivelul serviciilor, de exemplu, apa. Da, dar întrebarea probabil se referea la ceea ce are atribuții în primăria Piatra Neamț. Da, apa, într-adevăr, este o problemă, dar iată că ea este în zona Consiliului Județean, de societatea Consiliului Județean și, din păcate, eu n-am văzut pași în direcția bună în ultimii ani. Da. Domnule primar, în momentul acesta, care este extrem de delicat, și vorbeam înainte de emisiune în cele 2-3 minute că lucrurile par să o ia razna mai rău decât în perioada stării de urgență. Primăria, ca efort financiar și logistic, cum stă? Să știți că e un an în care bugetele tuturor primăriilor din țară au fost afectate din cauza crizei sanitare. Afectate negativ sunt încasări care au scăzut. Noi avem o cotă importantă din impozitul pe venit care a scăzut din cauza pandemiei. Sunt unele facilități pe care am considerat că e firesc să le acordăm, să sprijinim în principal mediul privat și atunci clar au scăzut încasările la bugetul local din acest punct de vedere. Plus că au crescut, au apărut niște cheltuieli suplimentare care n-au fost programate la începutul acestui an, privind măsurile de protecție, dezinfectări ale zonelor publice și asistența socială, care a avut o activitate mai bogată în această perioadă. Din acest motiv, sunt lucruri la care am renunțat în acest an și am dat acel exemplu cu Casa Căsătoriilor, iglu de pe Cozla, chiar și pista de la Tetins de la stadion. Adică am considerat că oricum nu se pot desfășura evenimente în acest an și cred că acele investiții pot fi oprite. La fel și un proiect de suflet pe care eu sper că se va face totuși în continuare, indiferent cine va fi la conducerea primăriei Piatra Neamț, acele litere volumetrice de pe dealul Pietricica cu numele orașului Piatra Neamț. Insist asupra acelui proiect pentru că am fost acolo cu proiectantul. E un proiect aproape finalizat și eu sunt convins că se va face în perioada următoare. Dar ce suntem foarte atenți și vedeți că lună de lună avem câte o rectificare bugetară. Ne facem calculele în fiecare săptămână. Cât trebuia să încasăm, cât am încasat, ce estimări sunt pe perioada următoare. Pentru că trebuie realizat un echilibru financiar. Imaginați-vă că dacă sunt firme sau chiar instituții care poate au primit niște facilități la plata creditelor la bancă, nu există nicio facilitate pentru instituții publice. Cei 3,2 milioane de lei se plătesc lună de lună, indiferent dacă este criză sanitară, indiferent dacă primăria își încasează sau nu contribuțiile la bugetul local. Bun, dar băncile nu poate exista o negociere cu ele? Nu poate exista pentru că și ele au o problemă. Deci negocieri au tot existat de-a lungul timpului, dar astăzi când vorbim, băncile sunt foarte prudente în a-și negocia creditele pe care le-au oferit, pentru că la rândul lor și ele au o problemă. Da. Din păcate știu că aveți o activitate de ziua imnului și nu o să puteți sta mai mult decât 10-15 minute maxim. De aceea aș vrea să trecem un pic spre o zonă, să depășim un pic zona administrativă, deși în legătură directă cu ea. Cum a funcționat Consiliul Local din punctul de vedere al primarului? Adică cum a funcționat executivul, legislativul din punctul de vedere al executivului. Vorbesc aici de modul în care s-a reacționat la proiecte, modul în care s-au propus proiecte, modul în care a existat un sprijin pentru executiv din partea legislativului. Nu a fost un consiliu local chiar ușor sau comod,
dar totodată n-aș spune nici că a fost un consiliu local foarte complicat, așa cum am văzut în foarte multe localități din țară. Eu discut foarte des cu colegul meu Cătălin Flutur, primarul municipiului Botoșani, unde are un consiliu local ostil. Haideți, dacă e să ne reamintim istoricul acestui mandat, să spunem că în perioada 2016-2017, timp de un an de zile, consiliul local a fost în opoziție cu primarul, după cum bine știți, trei partide la acel moment s-au unit și aveau majoritate în consiliul local și o atitudine ostilă, în sensul că blocau majoritatea proiectelor pe care eu le consideram că sunt importante și ar fi trebuit să treacă. După momentul iunie 2007... Fac o paranteză. Blocau, dar veneau cu alte proiecte? Din păcate nu, n-am văzut. Adică eu pot să înțeleg că blochez inițiativele primarului sau ale executivului în general. Ideea este dacă blochez, vin cu altceva în loc? Domnul Volănescu, știți că eu la momentul respectiv ieșeam foarte des cu subiectul ăsta, criticam atitudinea consilierilor locali și vă spun foarte cinstit. Sunt consilier local din opoziția de la acea vreme cu care eu discutam și care erau nemulțumiți de ceea ce li se cerea de la partid să voteze. Adică vreau să discutăm foarte deschis acest aspect, în care că, evident, mă deranja. Nu poți să vii în consiliul local să exprimi o opinie a unui om de la partid sau o opinie politică. Trebuie să ai curajul să ai propriul punct de vedere în consiliul local. Și, repet, eu n-am văzut să se vină cu ceva constructiv la momentul respectiv în consiliul local. A fost un an destul de complicat. Amintiți-vă că s-a întârziat deschiderea pieței din cauza consiliului local. Sunt investiții care nu s-au făcut în oraș private, mă refer tot din cauza consiliului local și alte proiecte care au fost blocate la momentul respectiv. Dar din 2016-17 s-a realizat sau am reușit o majoritate între PNL și PMP în consiliul local și lucrurile au funcționat mai bine, dar nu s-a rezolvat complet problema, pentru că sunt acele proiecte care au nevoie de două treimi din voturi și au existat de-a lungul timpului foarte multe blocaje pentru proiectele care aveau nevoie de două treimi. Domnul primar, nu am întrebat degeaba despre Consiliul Local, pentru că acolo lupta este, era clar politică. Ați avut o contramajoritate, ca să spun așa, sau o majoritate ostilă, PSD, ALDE, PMP. Primon. După aceea a venit PMP-ul într-o, hai să-i spunem, alianță, sau cum zic, colaborare, nu știu cum să o numesc, cu PNL-ul. Dacă tragem linie și ne uităm, PMP-ul a fost singurul partid care a fost la guvernare tot timpul în Consiliul Local la Piatra Neamț. Sau mi se pare mie? Da, a fost la putere în Consiliul Local, așa este. Deci este singurul partid care a păstrat și a păstrat poziția de partid aflat în coaliția de la putere în Consiliul Local și lucrurile acestea s-au văzut în promovarea unor persoane, când au ajuns acolo, pentru că era nevoie de votul lor. Așa este. Da, e acel partid balama de care uneori are o poziție privilegiată. Credeți că la alegerile viitoare vom avea aceeași situație în Consiliul Local cu lipsa unei majorități a unui partid? Eu cred că va fi un Consiliu Local puțin mai complicat în mandatul următor, mai pestriț decât este astăzi. Clar, intră și USR-ul. Da, astăzi dacă avem patru partide, eu cred că vor fi cam cinci în viitorul. Poate chiar șase, da. Și atunci e puțin mai complicat, pentru că vor trebui făcute negocieri pentru asigurarea unei majorități. Sunt opinii uneori total diferite între anumite partide politice. Cred că va fi un pic mai complicat din acest punct de vedere. Dar rămâne să vedem cum va fi votul și care va fi structura Consiliului Local. Dumneavoastră ce faceți în alegeri? E o întrebare așa care... Deci, ce veți face în perioada alegerilor, ca să spun așa? Da,
I-am răspuns la o întrebare dacă voi candida încă de anul trecut. Știu, este o întrebare la care ați spus foarte clar că... Nu mi-am schimbat și n-am ieșit public cu altă opinie față de opinia exprimată de atunci. Dar ceea ce voi face, voi fi alături de PNL și voi susține un candidat potrivit. Asta este o știre în acest moment. De deci, la PNL. Ca să spunem așa, o declarație de dragoste pentru PNL. În contextul în care am discutat în interiorul partidului variantele de candidat care, din punctul meu de vedere, pot fi susținute și agreate de mine și sunt convins că se va merge pe o variantă de acest gen. La fel, voi fi alături de Mugur Cosmanciu, care și-a anunțat candidatură la președinția Consiliului Județean Neamț și, din punctul meu de vedere, este omul potrivit să conducă Județul Neamț în perioada 2020-2024 sau poate chiar mai mult de atât. Deci în momentul acesta am tras o perdea și unde se vorbea așa, Dragoș Chitic, și erau variante de luat în calcul. Nu va sprijini un candidat PNL care va face legătura cu trecutul de acum câțiva. Da, știți foarte bine ceea ce știți și așa este. Într-adevăr, am considerat firesc să pun anumite condiții în privința candidatului PNL și sunt variante pe care le-am exclus de a fi susținute de către mine în mod corect, de altfel, și benefic pentru orașul Piatra Neamț. Am înțeles. Și acum, întrebarea următoare. Cine candidează Chiticul la PNL? Veți afla în curând. Aici este atributul conducerii județene a partidului și a biroului permanent național al PNL, care trebuie să valideze atât candidatura pentru președinția Consiliului Județean, cât și pentru municipiul reședință de județ. Eu cred că se va... Din ce știți dumneavoastră? Eu nu... Vom avea un candidat surpriză sau vom avea un candidat dintre numele pe care deja le vehiculează, sunt vehiculate în media? A fost o listă de candidați de la care s-a pornit în interiorul PNL ca și bază de discuție. Sunt câteva persoane care au fost, să spunem, eliminate, deși nu știu dacă e termenul corect, la care s-a renunțat ca idee pentru că unele n-au vrut. Altele nu ar fi avut susținerea partidului și nici chiar a mea, în calitatea mea de primar. Va fi o persoană potrivită pentru a fi primar la Piatra Neamț în următorii 4 ani. Poate nu este chiar persoana la care, eu știu, s-ar aștepta toată lumea astăzi, dar va fi o persoană deci potrivită. Termenul de surprinzătoare candidatură se potrivește. Există o doză, da. Există această... Da. Această posibilitate. Există și această posibilitate, dar eu vă spun că, cel puțin la discuțiile care s-au făcut acum și varianta care se conturează, este una dintre variantele cele mai bune pentru Piatra Neamț și care să continue și să pună în practică proiectele care sunt începute aici în oraș. Acum, dacă tot ați vorbit de anumite condiții pe care le-ați... Nu le-ați spus, le-ați discutat. Da, așa am considerat. Le-ați discutat, dar în politică apreciez, e clar. Apreciez colegii din conducerea județeană a partidului că m-au ținut cont de punctele mele de vedere și m-au consultat pe acest subiect. Ați discutat cu ei și posibilitatea unei continuare a colaborării în primărie? Pentru că dumneavoastră, deci, puteți fi, de exemplu, city manager sau cum se cheamă, administrator de oraș. Sau, mă rog. Ceea ce vreau să știți foarte clar este că n-am decis să renunț la politică sau să mă duc acasă după asta, momentul 27 septembrie 2020. Sunt mai multe variante pe care le iau în calcul, dar totul va depinde de ceea ce obținem ca rezultat în 27 septembrie, dacă alegerile vor fi atunci. Deci e prematur să vorbim acum. Evident că voi fi alături de PNL și în această echipă, dar despre poziția mea viitoare vom discuta după data de 27 septembrie. Bun.
Din respect pentru cei care ne întreabă, câteva răspunsuri, așa, scurte, ca să put... Ce investiții aveți în derulare pentru sistemul de învățământ? Și cu o trimitere spre terenurile exterioare de sport ale mai multor școli. Sunt școala și grădinița din Speranța, prin PNDL, sunt 4 plus încă 5 proiecte depuse fonduri europene pentru unitățile de învățământ, plus bugetul local, care anul acesta a însemnat aproape 4 milioane de lei investiții în școli. O întrebare care ar necesita o emisiune specială cu dumneavoastră și cu încă cel puțin două persoane. Cum sprijiniți romii în general, mai ales în această perioadă, în municipiu, evident? Mă refer, spune doamna, la măsuri de protecție sanitară, asistență socială, integrare. Este o problemă extrem de delicată este și ar merita și trebuie dezvoltată, o discuție dar foarte... Avem o direcție de asistență socială care își face treaba și știm cu toții foarte bine lucrul acesta. Da, întreabă cineva în câți ani se va amortiza telegondola. Răspunsul nu este asta. Întrebarea, din punctul de vedere al primăriei, câți ani mai sunt de plătit creditul pentru telegondola? Mai sunt încă 5 ani, dacă nu greșesc. Încă 5 ani? Da. Adică și nu a fost luat din fonduri europene. Nu. A fost credit. A fost credit făcut de creditul societate cu acordul Consiliului Local. Așa e. Da, eu acum selectez nu comentarii, ci dacă sunt întrebări. Cei 2 milioane de RON plătiți lunar pentru credite provin din impozit sau din profitul obținut de societățile primăriei? Nu, sunt 3,2 milioane. Imediat corectează un telespectator. Imediat provin acum din bugetul local, din taxe și impozite, din impozitul pe venit pe care noi îl încasăm la primărie, din încasările din bugetul local. Și puțin din ceea ce plătesc societățile Consiliului Local, care e devență. Domnule primar, câte moluri, aici e altă expresie, câte moluri mai se fac în Piatra Neamț? Cât de multe, cu atât mai bine, dar deocamdată sunt doar două, ceea ce se moluri se referă nu numai la moluri, și la magazinele, și la magazinele astea mari, supermarketuri. Cât piața va cere. Aici e o chestiune de piață liberă, de concurență, atât timp cât piața cere și au clienți, probabil se vor face în continuare. Avantajul pentru noi este că încasăm bani la bugetul local, iar cetățenii au de unde să-și facă cumpărăturile. Stimați telespectatori, a fost primarul Dragoș Chitic într-o postură extrem de destinsă de data aceasta. Practic, domnia sa a anunțat în această emisiune ce va face, pentru că toată lumea aștepta să vadă ce va face în alegeri. A anunțat clar, va sprijini PNL-ul și pe... și candidatura domnului Cosman Ciuc la Consiliul Județean. Și a primarului... și a primarului care va fi anunțat. Asta exclude din start o anumită candidatură, dar o să vă spun eu despre ce candidatură este vorba într-o altă emisiune, ca să nu îl punem pe domnul primar într-o situație să ne dea explicații de ce. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune, vă mai aștept într-o emisiune, aș prefera să facem o emisiune mai lungă, să discutăm cu oamenii, pentru că aici sunt oameni care, cu două, trei excepții, care n-au... sunt postaj de partid, sunt oameni care ridică probleme, nu numai când veniți dumneavoastră, ci când vin toți invitații și de aceea ar fi bine. Și, ce să zic, aveți o ziua imnului, nu? Ziua imnului național în centrul orașului, o manifestare cu restricții de pandemie. Da. Vă mulțumesc și să ne vedem cu bine în următoarea emisiune. Oameni buni, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Mâine ne întâlnim cu niște tineri care vor să intre în politică și să vedem ce gânduri au ei. Vom încerca să aducem cât de mulți dintre cei care vor să intre în politică, pentru că doar așa, din discuții și din prezentarea lor, dumneavoastră vă puteți face o idee la ce să ne așteptăm în viitor. Și eu vă mulțumesc și o zi bună tuturor! Cele bune, oameni buni!